Salut, sunt Florin Câmpanu și sunt consultant, sunt fericită pe un rol, nu râde, sunt fericit, nu sunt fericită. Sunt un tătic, după cum poate v-ați dat seama. Și sunt autorul cărții Jurnal de Tătic. Publicitate. Nu închideți? Aceasta este cartea. Discutăm astăzi despre un subiect foarte, foarte important, de care de foarte multe ori, atunci când așteptați un copil, uitați. Medicul pediatru. O să spuneți, ok, ce mare scofală? Nu este adevărat. Medicul pediatru este de o importanță covârșitoare în noua ta familie în care a apărut peste noapte un bebe. Îți recomand ca prin luna a 8-a, prin luna undeva la 8 și 2 săptămâni, dacă nu cumva sarcina ta se vrea dusă la capăt mai devreme, să ai deja un medic pediatru stabilit. De ce? Pentru că este foarte posibil să ai nevoie de el imediat ce ai ajuns acasă. În prima seară când ai ajuns acasă, copilul tău poate să facă febră. Da? Este perfect posibil. Dacă stai atunci să cauți un medic pediatru la 11 noaptea, șansele să-l găsești sunt destul de mici. Așa că este mai mult decât recomandat să-l ai dinainte. Întâlnește-te cu el sau cu ea, stați de vorbă, cunoașteți-vă astfel încât atunci când ai ajuns acasă cu copilul și l-ai pus în landoul lui sau în pătuțul lui, să ai pe cine să suni atunci când ai o problemă. Mai ales dacă ești la primul copil, n-ai nici o idee despre cum se cresc copiii. Așa că vei avea nevoie de asistență și uneori chiar de asistență medicală. Dacă ai o soră, o mamă, o mătușă, o bunică, aproape de tine, cu siguranță sfaturile te vor ajuta, pentru că vin dintr-o experiență, o experiență practică. Însă, atunci când lucrurile devin mai grave, spuneam mai devreme de febră, trebuie să suni medicul pediatru. Din aproape în aproape, pe internet, din cunoscuți, află, fă-ți o listă de 3-4 medici, oprește-te asupra unuia și cunoaște înainte de a naște. După ce ai născut, lucrurile se vor precipita, lucrurile se vor derula cu o viteză atât de mare încât nu vei mai avea timp de absolut nimic. Tu, ca mamă, eu, ca tată, am avut timp să scriu această carte și din nou publicitate. Vă mulțumesc!